alegerea președintelui de astăzi. Da, domnule. Cred că o jumătate de oră, oricum
La fel de condiționier, la fetele astea din, din contabilitatea la noi. Într-adevăr, ele sunt aduși acolo. Toată ziua așa în soare, unde știu este mare. Am dat, spune, dat 3 la un loc, dar pentru lucrătorii noștri nu găsim cât acolo, 10.000 de lei pe toate. Da. Și aici în sală, vă arată aici. Eu am spus acolo, dacă îi trebuie și aici, trebuie și aici. Vă rog să dar el e zbor? Nu. Bună, adică, discutăm la subiectul 2, da. Permiteți-mă ordinea de zi. Propuneți-vă la subiect. Întrebarea este dacă aveți la ordinea de zi subiectul. Dar știți cum să introducem ordinea de zi subiectul. Și e foarte minunat să-l avem. Pentru că s-a vorbit pe comisie. Bun. Nu sunt. Ok, începem cu prima întrebare. Privire la mandatul consilier, raportor, Cristina. Conform hotărârii CER, domnul Ștefan, după cum știți, și-a depus mandatul. Conform hotărârii CER, următorul candidat spre an este domnul Gâncoda Fiodor. Hotărârii 803 aprilie. 3 aprilie, 2017, îi se atribuie mandatul de consilier domnului Gâncoda Fiodor. Azi va fi ala colorată. Întrebare numărul 2. Punem la vot. Se ia, aveți decizii. Se ia. Păi este cu decizii. Se ia cu puterea mea la consilierul acolo. Ce este pentru? Mi-a ce să votuiesc? Se ia proiectul decizii de la aveți în față. Proiectul, să vorbești tare și liniște consilierii. Nu se poate așa cu ochii închiși cu urechile astea. Se ia. Ridicarea mandatului de consilier a domnului Bivol Ștefan și revalidarea mandatului de consilier a domnului Gâncoda Fiodor pe lista Partidului Comuniștilor de Republica Moldova. Cine este pentru, rog să votăm. Unanim. 2. Privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor, Petre Natale. Da. Mulțumesc. Mulțumesc, colegi, aveți proiectul decizii dumneavoastră în față. Între timp, așa cum a prevăzut domnul Ionaș, doamna Părăscovia, se mai întâmplă completări din păcate până la varianta optimă a proiectului de decizii mai avem de lucru, noi toți. Deci aveți, chiar trebuie să dăm, pentru că poate nu toți știu, aceste sume care rugăm să fie aprobate. Este vorba despre o solicitare a unui grup de cetățeni de pe strada Constantin Stamatie, ca să vă explic care cei care vine bitonul de la colhoz trans la deal, știți, până la of, ne duc să fie de augustul, da. Până la poartul la rând să noi am betonat, și vine cetățenii de pe stradă, tot Constantin Stamatie, inclusiv, da, cu o solicitare, că ei sunt de acord să facă contribuții, este de mers, de 8.000 de lei hectare gospodărie, acolo este construit cu canalizare, sunt într-o situație mai bună decât alte mâncări. De aceea, noi, eu propun să aprobăm suma, dar vedem când va fi, în dependență de venituri, când va fi ea acumulați banii. Pentru că am zis că noi cu dumneavoastră toți o susținem aceste inițiative, când este și inițiativa cetățenilor. 12.400 de lei este vorba despre indemnizația domnului Vasile Gorgu, fostul primar, care se cuvine conform legislației, dar nu a fost achitat până în prezent. Dar anul trecut noi am achitat pentru foștii consilieri, dar pentru domnul primar n-am reușit și acum să alocăm această sumă de bani care se cuvine conform legislației. 7.000 de lei pentru activitățile sportive în cadrul cramului de duminică. Vreau să vă rog toți dumneavoastră să duceți acest mesaj ca să ne susținem împreună. Duminică să facem o sărbătoare frumoasă pentru cetățenii noștri cu ocazia sărbătorii de crama satului. Așa și luni o să fim, cred, în măsura posibilităților cu toții la Biserica Sfântul Nicolae, în coordonat cu preoții. Activitatea noastră este tradițională de activități sportive și rog să fiți alături de sportivii satului duminică. 175.000 pentru extinderea proiectării sistemului de canalizare, completați unde nu este acolo, pentru că este vorba despre modificările și extinderea spațiului care necesită proiectare sistemul de canalizare. Dar acum sunt lucrări care nu sunt incluse în proiectul general și ele trebuie să fie făcute de către proiectantul de bază. Deci este cel care a făcut proiectul
sistemului de canalizare, suma este foarte mare, noi toți suntem alarmați, dar este necesară. Așa că vă rugăm să le aprobăm, pentru că noi toți suntem încântați de aceste alocații. Ele merg ca și contribuții la proiect, să știți. Inițial proiectul a fost 300 și ceva, acum noi când va trebui să mai proiectăm bătături, nu trece, o să o facem atunci, măcar o dată în an, noi cred că să modificăm proiectul de canalizare, pentru ca să ajung canalizarea în toate măsurile care își doresc. 15.500, 15.500 este vorba despre programul cultural, artistic, a sărbătorii de Hramul Sacru. Avem un diviz prezentat directorul Casei de Cultură, domnul Ion Sârbin, și sperăm să ne încadrăm în această sumă. 40.000 este inclusiv nevoia de a fi votată la ceea ce a menționat domnul Ionașu cu situațiile excepționale în legătură cu ploile și necroarea care a fost mare. A fost cheltuit foarte mult cu motorină pentru dezăpezirii și pentru curățirea multor canale. Nu am eu aici așa sumă față. Cei ce nu aveți, completați, că vă expuneți. Mai sunt sumii, doamna Emilia, care nu au fost la comisie. De aceea au fost la comisie, dacă aș spun. Da. Domnul viceprimar, o să fac o explicație despre toate lucrurile. Așa. Mai departe. Ce avem aici? Deci tot nu s-a vorbit la comisie, dar vom membrii comisiei acum, pentru că am scăpat de vedere și nu era la momentul de miezul încă. Avem un proiect de extindere. Ne ascultăm? Avem un proiect de extindere a serviciilor sociale în sat, prin care o organizație neguvernamentală din Germania aprobă să ne ofere niște bani pentru reparația etajului 2, unde avem centru de bătrâni. Este vorba despre reparații, de vreo 500.000 și se solicită contribuția noastră cu 100.000. Restul, doamna Elena Mereacu, în organizația neguvernamentală Compasiune, împreună cu Asociația Pro-Humanitate din Germania, va face reparații la tot etajul 2 pentru ca să extindem serviciile sociale pentru bătrânii din satul nostru. De aceea, din respect pentru bătrâni, haideți să, că noi nu am discutat, poate chiar să construim aparte, dar fiindcă avem etajul 2 aici, să reparăm și să dezvoltăm servicii pentru bătrâni. Noi vrem mai departe să extindem, să facem cei ce solicită ei, masaj, diferite aparate. Iar că noi era un proiect să facă sau ceragem. Adică pentru bătrânii noștri să le facem servicii mai bune. Poate și o alimentație de nimic aici, pentru că se face o cantină. Încerc și ori. Deci eu cred că suma de 100 de ca și contribuție la acest proiect este pe nimic. Un moment, eu am un aparat, dar poate doamna Elena astăzi să ne rămânească cu capul bine și s-a făcut până acum. La urmă, da, să vorbească. Da. Să termine și la urmă, da. La urmă, da. Acum, că ați fost până. Acum, că ați fost până. Să vedească doamna o oarecare venit. Păi și ești pașe. Da, da, da. Așa, și într-o sumă este 5.000 de lei la amenajarea fântânii Vișa de la Sage. Uitați-mi pe o cerere, aici la șosea chiar când este aici la biserică. Nu se puia că conservată, că el nu se folosește. Conservată și dacă o să reușim să o curățăm, să-i facem apa să fie sănătoasă, pentru că ea, uit oamenii cu solicitarea că îi contribui și mahala. Dar să contribuim și noi și pentru o sumă de 5.000 de lei, ar fi bună ca să-i susținem inițiativa oamenilor. Cred că atât, vă rog. Da, doamnă... Domnul Stefaniu, vă rog. Da. Eu aș vrea, o leac mai detaliat la întrebare, cu două plane jumate de motorină. Câte zile s-au lucrat, câte tractoare și unde s-au lucrat? Să ne dăie cineva aia răspuns. Două plane jumate de motorină, cred că tot este o leac de motorină, dar 100 de litri pe zi să le mănânci și 25 de litri pe zi. În gândurile nu s-au lucrat absolut deloc. La vara 10 la Diana Moară, eu mă cer pașina la serviciu de viață, nu m-am făcut duși. Am filmat care telefon și omul mai era și ca și-o lucra la vara 10. Dar nu! Eu să văd. Dar ce te ori suna la primărie? N-am sunat niciodată. Dar ce? Dar vici primar, știi dacă ai poate.
Domnul Ion. Stimați consilieri, deci comisia finanță și buget, toată aveți să fie la urmărați de șură. Ia ieșeți, domnul Ion. Șap, 200 de mii la grupul și la partidului. Deci acolo este contribuția la locatar, fiecare locatar cu 8.000 de lei. Așa trebuie. 2. 12.400 cu extrarea indemnizației cu o să trebuie mai întrebări, nu, dar fiind la viză pozitivă. 7.000 de lei pentru sport. La viză pozitivă. 15.500 pentru alte măsuri, tot la viză. La viză pozitivă. 160.000 de lei, aviz negativ. Dar să vorbim cu ce-o... De ce? Să vorbim doamna primăriță, ca asta de așteptă să fie, în sens, proiectantul, și așa care este lucrul cu canalizarea. Să-ți dăim o dată un răspuns concret. O să avem o canalizare în Pustești sau nu? Deoarece ei nu sunt prezenți, pentru că somază și comisiile au fost Dar aș da
noi și terminăm mai repede. E prioritar. 1.000. Dacă vrei, dacă eu vă spun ca specialist, că e bună, vă rog. Dar dacă nu vrei să învățați, să plinați... Învățați, nu vrei să vrei să vrei să vrei să vrei. Vrei, 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 canale, sare, nu vrei să vrei. Eu, pe mătate, am întrebat și vă spun. Și proiect am ținut. Eu nu sunt de rinde.
La mine era un proiect, eu l-am lăsat. O schiță care
modificați. Noi îl rugăm să vină, noi îl rugăm să facă modificările astea. Și el a făcut divizul și a spus, toate, dar sunt multe, spune, spune, domnule, nu sunt toate. Sunt mai multe modificări care trebuie să fie incluse. Chiar dacă e trasă banalizarea, să nu credeți că este proiect. Și fără asta, nu o să putem să continuăm proiectul. Și să știți că pe mine tot mai are suma mare și nu credeți că vreau să o dau cuiva pentru că trebuie dată de comandă. Dar e vorba de proiectare. Și încă o dată vă spun să știți și spuneți la toată lumea că din această sumă astăzi depinde dacă mâine voi depinde de gravă, cum au asigurat că ne ținem de capul lor mic aici, să lucreze și să extindă rețeaua de canalizare conform proiectului. Ei n-au dreptul să facă o mișcare pe proiect. De aceea ne pun înainte problema asta. De ce este necesar suma? Să știți că nu pentru mine și nu pentru să le pentru tot satul. Și de aceea pentru satul, vă rog, doamna primară, e posibil ca noi consilieri să cunoaștem iată rețeaua asta care deja ai făcut și să vedem că e mătala la cutare, mătala la cutare și să vedem și noi poate chiar într-adevăr să vedem mai multe. O să trebuie să le aprobăm. Corect, am ședință. În ședință? Închidem ședința și vine domnul Gândor să vă explic. Cum o să se explice, dar chiar să ne avem restrița. Și mie să spune că dacă e aici o trecut, dar aici atât de mătala la cutare, o spune că e la Torbonin, o spune că e la Gheorghe Banu și acum nu sunt proiectate. Noi nu le cunoaștem toate din desubtul de instia. Domnul Pietru, noi nu suntem etichetiști, noi toate lucrurile le înțelegem. Eu și știu.
Da. Am ascultat că un moment, așa cu pinișorul să rămâneți. Ca să înțelegeți, eu nu sunt potrivă, cum spune și domnul Petru, eu nu sunt potrivă ca să nu-ți fac canalizarea în sat. Pe mine personal mă întreabă de ziua, oamenii zice, și faceți fac voi acolo în primărie, că nici nu vă mișcați. Iată care suntem sărge sărbitori și-s corecti. Eu vreau să fie implementat proiectul și în timp de luni de zile canalizarea în Potești. Unica lucru pe care eu am dat întrebare și care nu mă frământă și ei dureroasă, eu încă o dată vă repet. Eu vreau să se extindă proiectul corect și lumea că pune bani, cum alții Oleg și cum alți sunt care grăbesc lucrurile, e foarte bine. Asta înseamnă că oamenii sunt rămași în urmă de evul mediu și vor să fie în rând cu toate condițiile și civilizații. O întrebare care eu v-am pus-o. Proiectantul, el spune că eu cunosc foarte bine. Proiectantul, când vine să facă un proiect, proiectul așa e de bine plătit, dar credeți că aici și-a spus 20.000 de euro și plămățește, păi el trebuie să vină să facă și ridicarea topografică, să vede pe care parte să ducă, ca să nu strâși ceva în calea lui, ia te-mi și-a numărit. Primarul corectul făcut atunci la timpul și-a la chel a făcut drumul ăsta și frumos și intrarea în sat și eu pentru asta stemnesc și bravo și-a zis tot timpul. Vine ăsta cu proiectul și el nu vede șapte huineți la vale, șapte la deal, el merge direct, putea și-o seama proiectarea, am și el în bani și e cum ai dat o dată să mai reformăm și să mai proiectăm. Doamne, vine corect, înțeleg. Nu durut pe mine întrebarea, înțelegi? De atât eu am vrut să fie și cineva de acolo la proiectare să nu mai proiecte. Cum tu proiectezi că noi îți dăm 175 și eu putez azi pentru întrebarea asta, eu dăm 175 și smart proiectul înainte. Că mă doare suflet tot pentru oamenii ăștia care suflet. Da! Proiectantul vostru, ați mai fi, până să știți, ați o modificare. De ce? De atât ați putut să mă oare inima, înțelegi? De ce să știți așa ca la cățeia? Ultima oară de cuvânt doar pe Andrei și punem la vot. Mai să facem așa, fiat să nu se întâlnească. Doamna Emilia, liniște, lăsăm și alții să vorbească. Doamna Andrei, vă rog. Doamna Emilia. Dar trebuie să facă extinderea asta. Nu trebuie de a porni stația asta sau traseul ăsta. Da, sigur. Trebuie toată lumea să sunească. Sau asta e extinderea de supra asta. Nu trebuie stația, să spunem, aici la șasă care se lucrează. Nu mă extindem tot stația. Proiectul ăia și-o modificări și extindere. Aș voi întâi trebuie să faci modificări, dacă nu faci modificări, nu te porni stația. Erau o stat, doamnă, cum... Vă rog, vă spuneți. Erau o stat, în primul doamnă Emilia, nu mă descuprim. Realizarea mie de la 6.000 de acolo la stat. El pune să, el, noi putem, noi dăm banii ăștia, dar el ați mai facut. Doamnă Emilia. Nu e extindere, dar nu pentru morii. Nu e extindere, gata. Doamna ta le-a unit cu aici. Dar zi-te. Doamna Emilia,
Poți să întreagă să stăm la punctul ăsta și n-ați ieșit la niciun întorcul. Votuiam, da, da, nu știu, ești mai fac. Vă rog, aici, 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 deci, masculești, cine prieteni, cine toate aceste nou punct. Cu votului, rog să vădăi. Condiția, condiția. Așa condiția. Da, da, da. Are nou punct. Nu, 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 pentru tot proiectul de legislație s-a văzut 75. Da, să votez tot la partea. Doamna primar. Nu aș fi așa. Păi din nou, dar nu am avut un trebuie la 40.000. Nu s-a votat. Nu s-a votat cifrile, nici cum adică nu s-a votat. Că nu-i puneți la pachetul prin care. Nu s-a pachetul prin care. 10.000, tot nu poți fi afară. Nu trebuie să la pachetul prin care se votează. Ok, faci așa. Zi votez. Da, faci. Da. 1. Se loc. Vă rog liniște. Domnul Dumnezeu, nu vă faci trăchinești. Eu vă rog să ne ascultăm 5 minuți unul la tot și mergem mai departe. Cât se poate asta, suntem potrivit sau ce? Dar să dăm dovadă, vă rog, oamenii ale. 1. Se aloc sumă de 200.000 pentru betonarea drumului pe strada Constantin Stamatic, segmentul din deal la noi. Cine pentru, vreau să bătăm? Unanim. 2. Se aloc sumă de 12.400.000 pentru achitarea imunizației unice la expirarea mandatului primarului Vasile Bortă. Unanim. Se aloc suma de 7.000 lei. Nu, Mari, fii atent. Băi, și acum nu am votat. Uite. Eu n-am votat. Cine împotrivă? Da. Cine împotrivă? Potrivă? Da. Împotrivă oamenii împotrivă. Împotrivă. 3. Se aloc suma de 7.000 lei pentru desfășurarea măsurilor liniște. Sportive din cadrul anului s-ar depăstește. Unanim. 4. Se aloc suma de 175.000 lei pentru extinderea sistemului canalizat. E că aici am, vă rog. Eu am spus condiția. Cu condiția. Cu condiția. Eu am spus-o. A. La urmă, 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 la urmă. Mai 5. Se aloc suma 15.500 lei pentru activități culturale în cadrul Cartului Santu Crăstești. Un anim. 6. Se aloc suma 40.000 pentru 2.500 lei. Nu mai este la mâine. Și avem voi doi. Vom vizionați să nu vrească. Stimați consilier. Aici mi-e de vorba nu numai de ce ieșitul trecut până acum, deci am priponizat și niște motorină pentru de a termina canalul de până la Botna, care merge prin înghețatul nou și cotitura de 430 de metri până în Botna. Eu astăzi dimineața reușit și am fost de la întâi încolo. Dacă noi n-am curățat, degeaba le-am dat apa în mediu la cei care cât pe terenul nou. Deci, până acum, în luna aprilie, s-au cheltuit o toană, 800 de motorine, la 4 tractoare care au fost cu curățenia drumurilor, în Durduc, curățat Togul Tog, 100 de litri de motorine, Goriță, drumuri de Timojilă și Gârne, o băcată, aici Igor din Furnicar, cu 232 de kg de motorină, a lucrat 69 de ceasuri. Adică la curățirii, cărarea crenjilor, cărarea gunoiilor la cimitire. Asta se îmbracă pe luna aprilie, o toană 502 kg. Deci mi-a rămas în rezervă următoare de a continua de la desfundarea cotului la vale, asta o cheltuim de sau nu, nu-i, dar îți spun o rea cu rezervă ca să avem și continua lucrurile. La desfundarea canalizării la Andrei Stefanuc, până la Steopa Ionar Vendeal, am folosit hidromașină cu furtun de 60 de metri care am spars cu mare și am spars grochile și le-am dat drumul la canalizare, care oamenii noștri fără sloviste se unesc, ne ducem noaptea că ce este în canalizarea respectivă care nu termină, trebuie să dușesc cu gen groapă în o gradă la Steopa Ionar, la Costea Lutoare, la Andrei Stefanuc. Din Biceu. Din Biceu, da, corect, eu vă spun. Și am fost nevoit și am analizat mașină care ne-am agitat numai cu motorină. Adică n-am folosit pași în timp când am făcut motorină. Iată,
și iertată tot, în luna aprilie 1592, revins motorina care este, o votăm pentru aceea de a continua lucrările în sectorul geamă. Asta e chestia. Păi este numai la doamna Boroa, de la... Stimați colegi, eu vreau să spunem votul. Cine este pentru, vom spunem. O întrebare, m-au fost spus în mare. Da, avem 100.000 pentru reparația centrului Ioan Iatate. Cine este pentru, rog să votăm. Centru pentru Petrele 100.000. Am vorbit? Da, am întrebat, trebuie să înțeleg. Dar nu i-a spus că doamna era să vă mai vedea. Eu vă dă la noi, sau nu mai vedea. Contribuții la noi, care ne ofer posibilitatea să facem reparație, adică am făcut 128 de metri pătrați, acum facem 146 de metri pătrați. Deci, dumneavoastră, schimbă absolut toată podeaua, schimbă toată trebuială, că a fost rengherul și este nevoie de dat jos și despărțitura aceea, că a fost perițeșeală, nu este... Deci, acolo sunt niște nevoie de modificări serioase. Dumnealor ne oferă, adică, și o parte din echipament, o să fie adăugător la aceasta, o să fie o instruire. Contribuția care se cere la primării, niciun finanțator nu dă pentru întreținerile comunale. De exemplu, să trebuiască niște specialiști pentru masajist. De exemplu, trebuie pentru bătrâni, tot asta trebuie să fie reparații. Da, e clar. 100.000 pentru și. Hai, eu ce este că e băi, că 100.000. Este tot acolo. Este. Uite, de să vă citi că am dat cu întreprinde de secretară. Pune hărtia pe masă, o idee. Da. Și astea, când vă vreau, nu e bine. Dar este valoarea proiectului. Valoarea proiectului. Este prevăzută de parte. Eu sunt cu un problemă, vreau să cine este pentru, rog să putem.
Mai departe. 5? Gata, votăm. Mai departe. 5.000 de lei pentru fântână. Hai și aveți avere. Votăm, vă rog. Cine este pentru? 5.000 de lei pentru fântână, fiți atenți. Aici la Rășuș. Unii în ce? Unanim. Așa. Proiectul... Întrebarea 3. Privire la cotarea... 20.000. 20.000 pentru... 20.000 pentru... Condiționie. Aia răși. Cine este clientul? Ca să alocăm 20.000 pentru conținere, pentru condiționare în primărie. Nu te ajută, mă, că te fac să te lașiți chiar primărie. Dacă, doamna Emilie... Eu numai ce am spus. Când îți dă contribuție la canalizare, pe niște sunt de lei și nu poți să facă. Bine, cu trecut, gata, sigur. Cine pentru 20.000 să alocăm pentru conținere? Să știu, oamenii, mă, că îți scoați fântâna. Nu te supresie. Rog să votăm. Cu mirișul acolo de schimba. Împotrivă? Abținuți? Domnul președinte, eu te rog foarte frumos să-mi numi câți votează pentru. Și eu vreau să fac cinci votează pentru și tu spui unanim. Dar de ce? E așa. Și foarte cum poate fi unanim? Nu votează. Nu votează. Nu votează. Ascultați-mă, e clar. Ține așa, așa și ok, întrebarea numărul 3. Privire la cotare numărul cașoare unice. Raportul de prezentare. Da, aveți patru proiecte, aveți proiect pentru patru persoane explicate la comisie. Prin parcurs au mai venit propuneri de la unii din colegii noștri. Este vorba despre familiile care au suferit un accident de podișul Canstrei. Deci să le oferim pe un suport material de 1000 de lei. Este vorba despre Mirea cu Natalia, soția celui pe care proșeala care le-a dat din accident, tot o mie. Surcan Elena este cea care este la cel care acum este spital de atunci în comă. Și vă rog, Zagorneanu Pietru. Zagorneanu Pietru este un băiat țântuit la pat acum care a participat la două războaie. Este veteran participant la Transnistria și la Afganistan și acum este foarte grav. Aceste completări, vă rog, 7 ajutoare unice, a câte 1000 de lei, vă rog. Cine este pentru, rog să votăm. Poate pentru veteran chiar și mai mult? Toți, da, nu mai, dar chiar chiar nu mai suferi, foarte mult. Întrebarea numărul 4. Domn președinte. Da. Bă, că nu mi-i, dar nu spune unanim. Întreaba doilea cine e împotrivă și cine e păi eu nu mă rând de el. Întrebarea numărul 4. Cu privire la aprobarea, anularea rezultatelor din licitație în 27 martie 2017. Doamna Natalia? Da, vă rog, este proiectul de decizii, cât se aprobă, cât se anulează. Pentru o parte foarte care nu cunoaște. La vot! Cine este pentru? Da, dați-vă, da! Nu toți, chiar dacă mă dați... S-au vândut în urma licitației din 27 martie. Acestea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 terenuri, le aveți, la punctul 1. Cu ce sumă, cu ce suprafață, cine au câștigat, aveți toți, tot. Așa, punctul 2, anulăm rezultatele licitații la cei care, timp de 20 de zile, conform regulamentului, chiar dacă au câștigat, nu le-au luat, pentru că, uitați la ce sume sunt, s-au ridicat prețuri foarte mari, au renunțat. Deci, aceste terenuri care urmează la punctul 2, propunem să fie anulate și la următoare la altă decizie, iar le scoatem la licitație. Aceasta este procedura legală. Acum, în moment, ieri, la comisia juridică, a venit un participant la licitație, Luchița Sergei din Barda, care are grijă să participe la toate licitațiile noastre, și a făcut o plângere, o contestație, că unde scrie, Diana o să poată face explicați, să vă spun și eu, prin care a rămas la comisia juridică să-i explicăm și să vă spunem și dumneavoastră, ca să știți, prin care a invocat conflictul de interese dintre membru comisiei de licitații Iurii Vortă și soția lui. Deci el a invocat acolo niște legi care sunt expirate, deci domnul era de poate să explice, dar analizând legislația care a invocat-o el, nu este conflict de interes.
comisii nu pot participa la licitație. Dar membrii familiilor pot licita. Conflict de interese este la funcționari. Acolo e tot o altă lege. De aceea, asigurându-ne pe argumentele care le aduce domnul Ruiz, chiar dacă el o scoteste cazul ăsta, în judecată, Ghenadie ne va reprezenta și noi mergem ca să argumentăm. Dar cine vă adresa? Lucica Sergei, un participant la Pasirus. Un participant străin, da. Da, 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 da. Doamna Emilia, hai să care s-a mâncat. Și a spădească și acolo de 10%. Da, da. Da, cum poate să plătească aici care s-a mâncat? Și vorbesc. Nu, nu, nu plătit. Acolo trebuie să plătești la bani. Acolo trebuie să plătești la bani. Acolo rămâne numai la așa care a câștigat și nu cumpărat. Acolo să-mi plăci înapoi. Care a câștigat, e jucat până la 200.000, 900.000. Și nu ai luat terenul, acontul nu se restituie. De atâta la următoare, la următoare proiecte, decizii, am să vă rog să ne referim la fiecare parte cu ce preț o scoatem, pentru ca să folosim acest element al legislației, că dacă o să majorăm prețul terenurilor scoase la licitații, care se vând, care, pentru care este luptă mare, atunci, acontul, dacă o să fie 50.000 sau 30.000 sau un cartea și 20.000, atunci probabil nu se vor mai juca, pentru că ca să nu mai jucăm, noi avem... Dar cu așa sumii între ei, da? Păi, dar nu știu, doamna la care. Doamna Andrei, vă se va vă răspundă 10% din suma inițială. Să dă în primărie și care o câștigat sumă în urmă, nu mai încoace. Da, da, da. Doamna, vă răspundă. Și eu aș vrea să cunosc o chestie. Eu pe a doilea meream primaria 45%, dacă dumneavoastră o măriți, 27%. Și mă interesați că 45% care este diferența și dacă eu tot pe a doilea punct care nu, care s-a anulat, mereapiu Olier, că este din comisia, din... Deși la unui 45%, 27% s-au vândut, deși să zic la domnul Olier, din pic de față și trebuie să adică, 200.000. Nu, la care este, nu, mă interesați care este diferența. Eu mi-aș o răspund.
Deci, avizul comisiei e dat, când dumneavoastră aveți acolo cine avem ariană. Poate și acum supozoram cu eficiență. Deci, avizul comisiei, Casa de Cultură, rămân 39.626, Ianoveri Gaz, rămân 15.000, Pro et Contra, 2640, Botna, 43.000 de lei, Sanfam Prim, 37.500, Moldova Grand Bank, 228 de lei, Fruct, Riot Index, 50.000 de lei. Da, deci aici s-a modificat, comisia propune, dar vă referiți. Stomatologie. Stomatologie și sanitarul. Liniște. Am două stomatologii, trebuie să vin astăzi de el. Am mai avut. Nu, n-am pus sub aici, doamna preferiți. Așa? Lăsăm o dată viitoare. Acum 8 și 9 și 2 stomatologii. Da. 10. Artizana Crețu. 30.780. Artizana Luca 2. 23.026, artizana Midonie, 17.420, artizana 4, au costat 13.103, și artizana 6, când îmi pui iară 7.020. Așa că am vizit comisiei pozitiva. Dacă este tot clar, stai în votul. Vă întrebare, domnul președinte, a comisiei de finanță. După și principiul, la unde s-a ridicat, la scăzut... După procentul de uzură, din care îl vin procentul de uzură, ții. Nu. Cum procentul de uzură? Eu nu vorbim de artizan. Hai să luăm, de exemplu, Casa de Cultură. S-o uzură de mic. Hai să luăm la ei Borna. Și uzură, s-o uzură. Așa, este un procent, doar vă dați jucat 4 luni. Am luat suma de anul trecut. Mai
mari, pentru că știți cum am făcut investiții în fântâna asta. Foarte mari. Așa înțeleg. Și prietul să face independență de prietul. Așa. În rest, bun, e suma mai mică, nu s-au făcut investiții și s-a calculat uzura. Suntem cortizări, ne-am întrebat și cortizari că la gălic, am înțeles că trebuie să pornească. Mai fie boleacă din foială și mai fac acolo, dar și mie mai era, dar vă zic că. Pentru că mai trebuie o cheltuială să facă Nicolae aici la un contor general care merge spre gălic, nu-i cumpărat. Pentru că nu-i dat ce apacă voi. Noi dăm am pompat apa să... Fișcă, fulg, raznă este. Trebuie cu fiecare zi. Și pentru că poate să o punem la... Dacă este tot clar, rog spune-mi da. La vot întrebarea respectivă. Cine este pentru, rog spune-mi. Împotrivă? Abține? Nu mă las să-i vot. 21-9, contra. 1 și abține? 0. Întrebarea numărul 6. Privire la inițierea formării unor bunuri imobile. Raportor Vlad Fiodor. Așa, conform cererilor care au fost discutate, inițial au fost 7 bunuri imobile, pe când prin comisie au rămas numai numărul 2, 3, 2, 3, 7, au rămas doar. 2, 3, 7 au rămas. Da, da, 7. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Nu, dacă tot este clar, respectiv,
Cine este pentru 800? 3 numai, da? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt 20. Punctul 7. Privire la scoaterea la licitație. Raportor Boț Fiodor. Dacă vreți să primim tot așa la rând... Da, da, Fion, ca să fie mai clar. Eu vă rog decizia asta să o luați împreună cu calculul care l-ați primit adăugător, pentru că acolo lipsea calculul. Așa, și vă rog foarte mult să ne spunem asupra prietului, pentru că din preț depinde acolo, nu știți, deci cu ce este. Și în primul 0,20, da, da, da. E la fabrica de cărămidă, și 0,40 și 0,40 tot acolo care nu s-au vândut data trecută. Și 0,43. Adică tot prețul de cele, dar au rămas. Dar pentru prețul de aici, dacă eu m-aș ruga să le rog un cir. Cum mă rog? Ia uitați. Ia ca 20 de sote, este care sunt au pierdut și cu ei și cu Andrei. 8100 puteți. Dacă e așa de mare, hai, cât e acolo? 8100. Spuneți, spuneți la urmă. Cine? Spuneți la urmă. Cine spune la primul lor? Domnul să vedeți cu da. Și vă spuneți. Eu cred că cu 10 aici. Sparte un client concurent. Domnul primar, noi am primit lege și este. Și la licitație se dă mai mare. Nu, dar Consiliul are dreptul să majoreze prețul inițial. Pentru că din prețul inițial sau din prețul de expunere se face acum. Dar cât are dreptul comisia să ridici? 50% vorbim? Cât vrea comisia? Păi lasă comisia să ridici 100, dacă nu o jucată și 10%. Eu zic să o rotungem la 10 și pe un viitor stat. 10.000. Nu-i suma mare, la 10.000 pe o să fie luat. Da, 10.000. Cine este ca pentru... Spune un număr cadastral. 20 sunt cu 10 lei prețul inițial. Primul. Nu vreți fiecare ca... Spune modul cine este pentru rog să vă da. Ca să fie clar. Împotrivă? Abține? 14.700. 2 din 14 sote, la care previnde șurchiță. Asta depinde unde este amplasat. Foarte amplasat. Primul teren și aici sunt foarte bine amplasat. Domnul s-a amplasat de bine, s-a amplasat de bine, s-a amplasat de bine. Nu vreau să spun acolo. Ele se află pe jumătate de imaș. Eu vreau să spun acolo copaș. Sau cât, anume sau cât. Și pe mine mă curg și unul și altul. M-am dus ala fuge, zâmpit de el fuge, ce șor. Vine că este acolo în zvoare și mai iese apa, dacă nu ieșe apa din munte, era la mare. Eu te replin că tras, că să ridicăm un altă, dar nu-ți poate verifica pentru de a pune niște copaci pentru a face om bun acolo pentru un sap. Eu nu înțeleg. Da, dar eu la citație să nu înțeleg. Nu înțeleg, eu tot nu înțeleg, dacă sunt oameni care înțeleg, care vor să dai de 200 de mii să-l iei. Da, dar nu mi-a plăcut. Nu, nu pot să zice. Voi nu mai găsiți un favor să vă lucrați? Poți sta parte, dacă eu acum nu pot lucra, poți să te parte. Nu, licitația spune. Ok, ce este pentru asta? Iura, Iura, nu stai, prețul inițial. Altul, prețul mai propune 5. Nu mai doar decât este. 6. Nu, 5.600. Hai să-l rotunjim. Domnul Andrei, putem. Da, domnul Andrei. Mie mi se pare că noi, ultimul am votat cu prețul cel mai jos, fie 600 de lei de ani. Dar cum mă calculați aici? Exact, să nu mai dăm idee. Nu, dar propun, eu asta 100%. Propun și mai, și vorba de doar care nu
Și în tine... Sub condiții, de s-a trecut. Eu țin ca nu fi de la noi chiar nu vorbim condiții aici. Am propus condiția de al scoarelor licitații condiția de sădiri copaci anume. Da. Nu poate să-i pune în sădiri copaci. Îl scoate la licitații și pune ziua în față și în frate. Vrem să sădiri. Da, e vânzare, nu e arendă. Și le-ai vândut la licitații doar cu strigare. La arendă condiții. La arendă este două. Ia stați un moment. L-ai vândut, l-ai vândut la licitații, dar acolo fușmarul. Noi nu putem să-l vindem la licitații ca omul să ducă acolo să construiască ceva. Dacă el doresc treaba lui. Dacă are interes cu omul, putem să vedeți cu banane. Eu tot nu m-am zis așa cum. Vrei, nu putem pune condiții. Nu, ies condiții, nu trebuie să spunem. Dar pentru banane. Pentru banane, dacă ar putea să-i pui să facă. Vă rog să aprobați spatele administrației la ele 2006.000. 1029 și 1030. Cine este membru să vă dăm? 6.000. Da. Împotrivă? Cum îi suma? Da. 82-69. Da. Colțul de ce exact? De aici, ca să scos și nu s-o... Brazii, bro. Da. Comisia Finanță a propus 500.000, nu scoate, deodată. Ca să fie acolțul de 500.000. Da, 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 da. Spune votul. Cine este pentru? Rog să vă dăm. Care? Unde? Bravo! Unde e aici? 82-69, mă mândru. Nu calculă, uite, mă iert, Alex. Alex, sau Alex? Trebuie să vă mulțumim. 500.000, da? Doamna Andrei, este acum. Uite, 4 la TN, ne-am putut 20-40. A 4 la TN? Nu, aici, eu aici. Deci la calcul nu e așa? Spune-mi votul. Cine este pentru loc să votăm? Câte mai are? 500.000. Păi, da. Aici trebuie să facem noi selectiv alegeri, că dacă nu ne lucrați sau nu, că un pământ mai încolo, nu știu, eu lucrați, facă cum deliberat sau spui elevat. Tot una a spui. Pur și simplu, dar primim la toți egal. Îl mărim un până procent, la toți îl mărim. Ori prin așa, dar așa, ea ne ieșim. Mama, e aici, nu poate, e aici, nu poate, e aici, nu poate, e aici, nu poate, e aici, nu poate. Nu cred ca să vii.
Hai să o aflăm.
luați voi înainte. 40. Dar puneți vă rog 40. 40.000 sau 40.000. 30 de soți cu 30.000, eu mi-i sot am amândurii, pentru că oricum te-au nefrișit. Și așa a câștigat Maria, în urmă la astea. Și eu nu pierd eu la să nu-i luat o 30. Păi 30.000, fiica. Am sunt 20 de păi 30. Ok, 30.000. Dar poate dați chiar într-adevăr, eu de el... El e destul de bun, el lasă rămână de cumpărat. Poate fie și mai mult, dar... Dar licitația spune. La votul respectiv, fiecare 30.000 lei, da. Nu se putea. E puțin, dar mai puțin. Potrivă? Abține? 30. Următor. Elena Zicu, număr cadastral 64-20 la sfârșit. E vorba de 0,093 a. La artizan. Artizan la publica. 12 și 6. Dar noi, nu e construcție, ce-am luat casă, banza, căsă, e cum ședeu
valențiană, da? El dacă fiecare, tu știi destul de chiri, el dacă dă scară și mai, el nu poate face nică terenă așa. Chiri nu-i semnează că e terenă agricolă. El nici nu-i vrea ca să facă, dar el nu poate să facă. El nu poate să facă. El nu poate să facă. El așa vă rog ca să așa. Păi dar să vă rog ca să ai vrea. Tu față, fie să ai vrea și ai vrea să ai vrea. De la fătune că-ți pierde. Pierde, domnule. Părintă, nu pierde, vine client cu destinația agricolă, cu terenă casă, părint. Să nu cum am venit cu preț de agricol, terenul din grădina dumneavoastră. Spoate. Să nu fie el doar în prostiția cântării, asta. De care te spus cu lucrurile? Ivan în centru sapului, poate să fie agricol? Poate. Poate, dar în centru sapului nu poate să fie. Tu pui la agricol și pentru construcție și teren public și teren de tine. Depinde și chestia ce să fie. Asta sunt 28 de lei. Nu, am zis primul prietul, pentru că la dracul, la aproape de șoția, doamna primar, încă o dată vă spun, n-are nici o interes să construiască nimic acolo. Dar nu poți garanta. Nu știu pe ea cea. Nu garantez nici cum și eu. Dar nu-ți tăiem 20 de mii pe ei. Audinti, băi. Dar știi de-a fi dacă e grădina lui. Cum e grădina lui? Dar ce-am fi indiv dacă e grădina lui? Nu e grădina lui. E propria. E grădina lui. E grădina lui. Lăsați cu el. E grădina lui. Eu vreau să spun, lăsați cu el. Am văzut terenul la Palatul de Primărie. Dacă la Palatul de Primărie, puneți-o. Pur și simplu are 40 metri și ați adresat. Păi bine, dacă la Palatul de Primărie punem prețul la Palatul de Primărie. Prețul de construcție. Și poate o spune și la Palatul de Primărie. E la Palatul de Primărie. Vă rog pe dumneavoastră, dacă știți familia respectivă, cunoașteți situația, dați o explicație și le punem prietul de aia. Ei, spuneați-o și dumneavoastră! Dar nici o intenție acolo să construiască nici o fâșie acolo în ardei. Eu nici nu mă bat și să aflu și într-o cioară așa. Eu vreau să mai mădeați, mă spui un pui acolo. Doamna prima! Dar poate să atribuie și până atât. Doamna prima, eu vă spun un lucru. Că să-i vezi terenul omului și a să-ți vii terenul cu omul, să-ți vii cutitul în mână și a să-ți spui o femeie, găie, deși e vândut terenul, dacă știi că nu am drept să construiesc terea. Nu există așa ceva în cer statul teren agricol. Tu nu înțelegi mă domnești. Iată și-o treabă pe Băsoc. E ilegal ori nu ilegal. Nu există așa ceva. Tu te atâți așa-o treabă. Chemă să vindem agricol ori nu. Tu ești înșel că dăstra totul pe nu există așa ceva. Păi mântul la balanță, la primărie... Poate și la balanță, primărie, dar nu există agricol în cer sat. Care te semnează cu contractul? Ei, nu construcții de reflexie. Dar eu cred că există, dar știți de ce? Doar sunt terenii ca prin sat care e grădin. Nu poți să le construiești de atâta. Ori fuge locul, ori e drept la bani, ori e la dealul, ori e grădin, ori astea. De ce spuneți doar că nu există loc agricol în sat? Nu agricol, dar e grădinția la dialog. Lasă-l spune. Și de-i acceptul că e acceptul și atunci scoate la rința. Așa este, este o spune. Ia uitați-vă scrie aici. Terenul sunt construcții. Unde? La terenul ăsta.
Da. Ce scris sub vostru? Aici eu sunt cont trebuie pus conform normativelor prețul și al minim și gata, că altă n-a să mai ai. Care? De consumție? Este prețul minim la... 600 de euro. Nu e 600, dar cât e sub construcție? Construcție nu... Aici e prețul minim. Da, dar eu las să se mărici aici, când construcție. Loturile cu numărul cadastral 336 și 330 și vorba de 0,011 și 0,012. Aici este la baie. Dar este vreo spun că e la rentă. Da, da, da. În fața bunei, deasupra rentei. Da, da, da. Este rentă. Adică este... Doamna Parastoia. Dumneavoastră? Da, da, da. Da, deci doamna Parastoia a făcut cerere și Serioja Turtuc a făcut cerere. Îmi țin aminte la comisia de drept, el s-a dat aviz negativ. Da. Pentru că există, nu că există, dar oricum, la noi e răpă așa și ai cumpăratele imediat în vale. Și eu cred că nu se mai merită, dar nici chiar în arenă. Eu nu știu, poate și la urmă. Nu vrei, nu vrei. Ce am făcut bunul imobil și înseamnă asta cu aviz negativ. Dar nu s-o dat până în partea de la deal. Eu cred că n-are rost, dacă oamenii curăță, să fac, dar nu dați să fiți terminați. Bună, nu văd că doamna primată să fac contractul de așa, asta că să... scris de toate de contract. Îi spun mai și ea, la scurăță, la și ea și poate e arendă, nu? Da, nu e, da. Care e arendă? Arendă sub construcție? Asta e făcut cu imobilul ei, vare, nici și-a fost. Dacă e cu imobilul, scuteți-l la cinea sub construcție. Dar fiind nu scoate. Noi nu faci capital. Noi am zis cu dumneavoastră că avem nevoie de parcări genul satului, ca să construim deasupra noi jigăria, numai că e ce se cheltuie, da. Dar vedeți că e nevoie de a descărca transportul în centrul satului. Dar puteți să văd de bănuiesc că este făcut titlul tot, da? Da, da. E făcut titlul tot. Păi bun, dar consiliul și expune părerea. Care titlul? Cod? Cum e titlul? Titlul. El e format cu animale, da? Număr cadastral. Asta e titlul. Număr cadastral mai titlul. Însemnați, colegi, dați eu să apără doamna asta. Sunt. Eu vă spun de ce. Nu mai trebuie să apără doamna. Doamna primar. La licea. Doamna primar. Dumnezeu a deschis un magazin, dacă știți tot. Și eu vreau să iei arendă și să garanteze că n-a să-i mai construiască cineva în față o magazin. Așa că n-a să-ți scoate la mine, la niște așa și vreau. Ei, ești un vreau să construiască, nu vreau să mai... Da, trebuie să vă întreb să-l pune la cuvânt. Da, să mă mai dați și voi să... Da, să voi să explice. Să vedeți pe mine, în fața de la Valiu Codișorul, care a intrat la mine, e luat acolo cineva. Și... De la cost. Da, da, păi, dar nici nu... Licitație, mă, și nu știm cum vă sigur să putească știi. Da, nu vrem. Întrebarea este dacă
Asta mai departe, de la unde stai? Hai, hai! Ok, la ăsta care a fost Leucoz. Ce, nu am putut să vizi la ciclul acesta să le iei iar? Ei, au parcă cum ești atunci mișta? Erau cum? Atunci nu! Erau parcă cum ești publicat. Cum era cum? Cum pleca vântul? Erau cum ești protocolul? Eu am o întrebare, ascultat. Dar dacă... Câte sote? O sotă? O sotă, da. Pe aia din aia încătitori, câte asociere? O sotă și unul și o sotă. Așa, dacă e în fața magazinului, poate e în folosință pentru... Dar doar să-l amenajeze, nu are dreptul să construiască nimic. Mai departe, hai. Și cu votul respectiv, aici au mai apărut. Bine, la unii ești la distanță la primire.
Care este? Ai stat la Pamodișa? Da, dar 100 și jumătate, dar în Pamodișa. Și cu viața. Nu, dar voi stai 100 și jumătate. Da, dar nu-i dau cu eu. Care este, măi? 208, 308. Dar ce scrie? 208, nu am făcut că nici nu era și greu. Nu contează ce ne-o zis, prieteni. Te spui și ne-o zis și ne-o zis. Și nu. 308. Are număr 308. Dar care este? Aici am crămâie. Problema aici am crămâie. Problema aici am crămâie. Problema aici am crămâie. Problema aici am crămâie. Hai să știi să fie dorin. O să fie cu 100 și mai azi.
să le lăsăm pe zi și Capitalina, unii 900 de milici și un hectar de plături dat la lemn de mulțime costă 4.400 ceva de lei. Un hectar. Dar da, și fii normal. Dar ce ți-i dă, da? Dar deja, bă. Prețul mic. E de lei, bă. Adrian, mă pus 5. Las că spatea asta 5. Hai, e frumos de cota 5. 5. Hai, 5. Cine e 5? La mod respectiv. 5.000 de lei. 5.000 de lei, mă rog. Hai, cred că o să găsa asta, Gheorghe, 5.000 de lei. Hai, 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 aici domnul Tudor 08010 este să cele care i-a spus că Republica Moldova a fost și schimbat în sat Păsejan. Și ce putem să stai la listă? Da. Care 18 ia calculat de acolo. A fost în scrie de greșit mai în discuție, da. Republica Moldova și am mai făcut și ea sat. Ah. Și am și trebuie. Cine este pentru? Și mai este unul al Stiopa, dar organizație 005, jumătate care o știți cu curăță. Da, da. Și am scăpat asta, nu asta poate vedere. Ce? Trebuie pus tot aici. La licitație, da? Da, da. Normativ de 7.200, cât propuneți la licitație? Aici 800. Dar unde se lăsă? Nu vreau să mă pot în curs. Dar noi scris. Dacă nu scris. 0.18, frasă. Nu la frasă și 10.000 de lei. 10, da? Da, că e frasă. 10.000, așa. 0.10 tot frasă? Da. 4.000 de lei. 5? 0,10, dar nu-i 4,000 și ceva, cât îți scoate la licitație? Dar 5,018, mi-a tot de 0,10 și ceva, 5,000? Așa, așa este la sfiecare. Ia de legalizare, iară primi. 0,05, dar e pentru construcție. Construcție, da. Ariete? Pentru construcție. Ariete sau cumpărare? Nu, 20,000 lei. Cumpărare. Cumpărare. 3.000 este foarte mult. Ok. Ce este pierdut? Acest 3 lor să fie scoasă la licitație, rog să vă dăm. Să iei, dar și-am așa de ea, vreau. Vreau.
prezent, da, proiectul, dezvoltarea proiectelor de managementului deșeurilor în trei regiuni din Republica Moldova, este proiectul țării, cu suportul Băncii Mondiale de Investiții, vă informează că în urma analizelor efectuate, experții proiectului au selectat terenul pentru aplasarea unui stans de transfer a deșeurilor. Cercetările menționate s-au axat pe respectarea criteriilor și condițiilor tehnice, economice, sociale și de protecție a mediului, în relație cu prevenirea impactului asupra mediului. Deci este dat link aici mai jos, unde putem, astfel pentru a continua studiul, intervenim cu rugămintea către Primăria Costești de a convoca Consiliul pe marginea acestui subiect și a adopta decizia privind alocarea acestui teren în ordinea stabilită de legislație. Este vorba despre proiectul de management a deșeurilor din regiunea centrului, în care fiecare raion selectează un teren pentru stația de transfer, în care să fie acumulate deșeurile dintr-un raion. Noi avem 4 raioane în sectorul centru și fiecare raion trebuie să selecteze. În raionul Iarobin a fost ales localitatea noastră, exact în locul unde este cu noi este actual. Proiectul de decizie, acolo scrie, uitați-vă ce scrie acolo, e vorba despre se propune pentru selectare. Noi cu câțiva consilieri am fost în Iași, startul, cum se cheamă, Bălțați, da, iată cu domnul Andrei, unde... Cealaltă domnul Andrei, da? Dar de ce așa de albă tot? Nu se vede nimic. Da, cred că nu se vede nimic. Nu se vede nimic, unde? Arată de domnul. 50% mai așa. Câteva fotografii, unde am văzut cum arată stații de transfer în Bălțați, cu care noi avem acord de colaborare. Și... E bună complicată. Mai sus o leagă, adică, unul nu vreau. Nu e așa. Așa, hai în mână fotografiile ca să vedem. Să întrebăm, clarificăm și de ce de împreună cu nu. Deci, Ministerul Mediului, am fost la întâlnire cu Ministerul Mediului, cu Comisia Parlamentară în domeniul ăsta, aprobă acest, dar este nevoie de decizia Consiliului nostru. Și de aceea, stai, stai, urmă, că aici e vorba despre stația de la Ruginoasa, care selectează terenul. La început, unde ți-am pus prima, unde e intrarea, cu afișar, cu afișarea, iată tău, unde duci, iată tău, șantieră lucru, deci primul, așa, dă-i mai departe, managementul deșeurilor, aici la intrare, chiar este... ca unii stău slujitori, angajați ăștia, dă-i mai departe să vedem care e cum. Iată, nu te... Tu uite ce am vrea faci, băie. Iată pe-o cum arată, de fapt. Este intrat, e foarte mult spațiu, tot spațiul este betonat, intră mașina acolo în față și se ridică pe acolo la deal, acolo se duce și se răstoarnă în container, de aceea este nevoie de o regiune mare, pentru că aici nu trebuie să stai gunoi, dar să fii permanent. Să duci gunoiul acolo de sub, trebuie să fie niște containere care sunt închise, conservate, gunoiul se presează și se duce la alte stații de selectare a gunoiului care urmează să fie construită în regiunea Chișinăului undeva. Deci asta e numai stații de transfer. Este vorba despre gunoi din raionul Iarovie. Cineva el spunea de 5 raioane. Două raioane, mi se pare că deja au ales. Urmează, iată, toată foiala asta ca să vedem noi ce facem, cum discutăm. De aceea, sunt foarte multe întrebări la dumneavoastră, cu siguranță, pentru ca să nu spunem că va fi o grabă regulată pentru tot raionul, va fi o infecție și nu știu ce, ați citit, ați ascultat în scrisoare pentru că este vorba despre coordonarea factorilor din mediu foarte, foarte prudenți, pentru că sunt investiții europene și sunt monitorizate de Uniunea Europeană acest proiect. Sunt investiții străine. De aceea, eu știu, haideți să vedem ce facem. Pentru că noi punem pe ordinea de zi a doua oară. Ei zic că până în altă, studiul ăsta de fezabilitate trebuie să fie finalizat și pe urmă să fie construit pentru ca acest sistem de management, sugenere sau autorizare și cu noi, să pornească odată. Ne-ați venit
național acest problem așa. Deci dacă o să reușim, o să stopiez o reacție, eu știu, media. Nu insist, dar trebuie să decidem ce facem pentru că localitatea noastră a fost selectată și suntem o localitate mare și e vorba despre transformarea gunoiului, știi, într-o stație de transfer dintr-un obiectiv industrial. Ce câștigă satul, câștigă că avem un agent economic, pentru că după ce să termină construcția acestei stații de transfer, ea va fi dată prin licitație unui agent economic care va coordona problema salubrizării regiunii în tot raion. Deci nu noi o să gestionăm. Noi o să avem oameni la lucru, noi o să avem, poate să motivăm acest agent economic scump de reducat, tomberoane și așa mai departe, pentru că, în sfârșit, serviciul ăsta de salubrizare să fie pornit, pentru că știți că este tărăboși la noi, exact și toate satele din prejur. Domnul Căciu, ce și eu înțeles? La capitolul finanță, cât costă proiectul? Cred că e $1,000,000 undeva, €1,000,000, așa spuneau, eu am auzit. Adică a noastră contribuție a satului costește a Deci, în primul rând, Republica Moldova sunt formate 8 regiuni de management al deșeurilor. 1, 2 și altă la 1. Noi suntem în regiunea 4. Unde intră? Șenău, Candelinoci, Strășeni, Criuneni, Băsari, Crincești și Rubini. La întrebarea pe oamenii Barascuri. Deci, prețul aceste investiții este 35-40 milioane de euro. Toate regiunea de la noi. În fiecare raion o să fie selectate și construite două platforme de transfer a deșeurilor. Pe raionul Ialoveni sunt selectate două sate. Costești, ca și are mai sat și Bateșeț Spana. Eu iar am fost o leagă împotriv, fiindcă eu am uitat că am fost la seminar și cum am uitat. Dar sunt grate foarte bun. Deci iar, dar văd că am sfârșit. Chiar dacă noi nu selectăm terenul, nu dăm acordul, deci este hotărârea Guvernului numărul 488 minuță, 14 minuță, 19 minuță, în caz contra așa mai departe, Guvernul Republicii Moldova ia decizii definitive pentru amplasarea obiectelor regionale de importanță națională. Care este plusul? La mă deci se construiesc două platforme, Costești Spala. În partea asta, dacă Costești, cam așa ne vedem din lumea pșat, am să acolo discutat cu anul și o să fie atunci spatisat, trebuie să mulez, eu am să partea asta pe Jurem, Bardă și Valea asta. Da. În rest, o Care sunt avantajele? Tot dealul și alea, toate banii, și ce vreți voi, fluci, baroane și așa mai Noi o scăpăm în primul rând de gunoiul de asta care e autorizat. Tot ce cu domnul Grigore. În primul rând, deci o să începem cu noi ăștia cum scade la nivel european, doamna primară. Mașinile vin, deci gunoiul nu se scarcă să lasă aici. Cum se scarcă pe o dată în altă mașină? Și mașina să fie toată închisă. E tip închis. S-o deșertați, o căcată la șerma și pleacă cu pasărul. Iată că ești părerea dumneavoastră clară. Mierde, nu dați mierde. Andrei, dar nu-i voi. Eu vorbesc ca angajat a Ministerului Mediu. Va lămuri că asta avantajă. Oameni, forțe de muncă, o să luăm nici de sat. Noi și-au zis bară. Mai departe, au să fie investiții foarte mari. Doamna primăriță, la
construcția drumurilor. Au sfit un beron așa mai departe. O să fie un beroan în sat la fiecare, la fiecare băhaul. O să fie mașini închise, mașini de tip închise, să se recreze și domnul drogul de sat și stil. Părerea voastră, domnul Andrei, pozitiv. Eu decât susțin treaba asta, eu nu pot spun că nu susțin, fiindcă e un lucru bun. Noi așa făcut canalizarea de 6 ani, știi, pe loc. Așa și cum așează. Trebuie de mers mai departe, selectăm terenul, pentru că este vorba și o comisie, ce te dau de bine. Selectăm terenul, ieșim mai departe la nivel raional la minister, dar să vedem înainte. O să vedem. Dacă ceva n-au să, n-au să țină de contract și așa mai departe, nu vreau de rezile de contract. Nu avem dar trebuie de mers în e ca canalizare de rezile de contract. Fiind eu nu propun. V-am spus, fiind bani mari, chiar 40 milioane să împartă la 6 milioane, da? Oricum, fiind 6-7 milioane, vin la Pustești. Iată, asta e. Cât de cât proiectul bun, nu s-o pot trebuie să se duci, să mergem la inspector general, să ne mai departe. Da. Asta e părerea mea. Mă interesează, adică la ce adâncime este, iată, dacă vândă mașina, la ce adâncime este în... E chiar suprafață? Containerul este, să vâră, ia de înapoi, să vâră acolo unde e... Chiren drept, Paraskovia, să stai și platforma, platforma betonează tot. Eu acum parcă două ușuri să ducem în jos. Nu, aici. Gata, gata, înapoi, înapoi. Aici. Dacă containerul aici intră, mașina aici, tot containerul, și dacă ea vine cu noi și îl duce aici în container. Și de aici containerul este luat de mijloc de transport și dus. Și că se merg. Deci, din 8 regiuni care sunt formate republică, deja în 5 regiuni s-au selectat terenul. A rămas regiunile 4. Noi suntem 6 și 7. Da. Unii noi suntem invitați până la ora 2, la minister, de care trebuie să facem mai mult. Domnul Alexandra, vă rog. E o întrebare la domnul Monaș, că specialist. Dumneavoastră ați enumerat avantajele. Vă rog, dezavantajele. Nu poate fi și orice lucru care se face, și avantaje și dezavantaje. Vă rog, ca specialist. Dumneavoastră ați vorbit, nu puteți spuneți dezavantajele, că ați vorbit în sus. Dați-vă un prezavantaj. Doamna Alexandra, de câte ori luați unul ăștia asta la noi, unde duce tot fumul? Nu vă întreba să proiect. Mai departe. Doar vă lăbăresc. Toate mașinile au să fie de tip închis. Nu v-ați spus niciun dezavantaj, domnule Onaș. Nu v-ați fie. Orice lucru, cât e bun ar fi, el are avantaj și dezavantaj.
Drumul spre stație. Nu mai este, pare că tot e. Nu. Drumul este stat de moșul chiar pe ei. Drumul spre stație. Nu se face o dată. Dar asta se mirosim aici, că lui atunci când am întrebat la România. Dacă nu e la localitate, dar în partea asta aici este restaurant, dar sunt casa aici, are 800 de metri până la bunul ăștia asta. Dacă dăm noi politicii, nu poți să nu ai problema. Nu suntem specialiști, poți să vă abonăm. Domnul Andrei, ultima întrebare și da. Ultima întrebare, chestia asta e discută, vă fi ultima întrebare. Și trebuie să se spună fiecare consilie. Eu, părerea mea, personal, nici de cum nu aș vine cu noi ăștia la intrarea satului Păstești. Îi cunoști, eu vă mai spun o dată, îi cunoști și vrei tu, nu vrei, mirosi, toale, șoareși, ați fi și n-ați vrea. Domnul Ionaș, cine ai spus că rățele a refuzat? Cine ai spus că Bartor a refuzat? Toți au refuzat, au rămas numai Păstești. Eu vă mai spun, eu sunt categoric împotrivă de a face pentru jumătate de regiunile astea, gunoiște în satul Păstești. Vă rog, Andrei, că îi gunoiște Andrei. Bartor și tot așa. Asta nu-i gunoiște Andrei. Îi gunoiște, doamnă, doamnă. Lăbunește-mă pe mine, vine mașina, îți descarcă și plouă. Și am rămas. Eu v-am spus, părerea mea, eu sunt categoric împotrivă de a face în satul Păstești, gunoiște. Ok, dar până la urmă, după cum spun și încă, și traia în satul Păstești, bun îți faci, mă, băi. Așa că trebuie să facem. Așa că trebuie să facem. Asta e normal. Asta că nu ești normal. Nu, nu, nu. Domnul Pierre, mă rind. Dați să facem. 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 Sumutem Andreea. Aici nu ați fi miros. Oameni buni, e frumos, am ușit acolo. Mă ta singur, ai fost acolo zicit? A fost mică. Acolo e dezastru, Andrușa, e dezastru complet. Nu te fi acolo, e zici. Ea toată viața, toată viața. Unii și trebunii noștri cu aparatul televizor. Trebuie răsă noi acolo. Dacă ți înțelegi un sat așa din chel și poate aparat de șnău, noi dacă s-a întâmplat ceva, noi suntem aparat, iar aparat să te vine. Ea tot știi că guvernul poate să operați fără noi. Ție, dar văd că la Bucbaca nu poate să operați nimeni. Hotărăți, ce vreau să operați? Scutați-ne ce faci. Dați să vă duc. Normal să vă duc. Că mai rău n-ași. N-ași mai rău. Eu vreau să vă expun eu că azi, într-adevăr, nu este azi o problemă actuală în toată lumea. După cum vedeți, să iei atitudini față de problema asta și să iei atitudini și la noi în țară. Și având în vedere că am fost cu doamna primar și domnului primar, am fost anume la obiectele astea, vreau să-mi spun părerea mea. Da, într-adevăr, în orice proiect, cum a spus, sunt și priorități, sunt și lucruri negative și nu trebuie să uităm niciodată că teoretic arată fel, dar practic în viață apar 10 sute probleme cu care noi ne confruntăm. Noi nu trebuie doar lucruri să dăm piciorul nici într-un proiect care vine la noi, cu atât mai mult un proiect finanțat din Europa. Și cu atât mai mult că noi, la moment, avem problema cu noi să ajungem în fața satului și nu ne facem nouă față la un sat atât de mare, locul 2 pe Moldova, după populație suntem, și noi suntem cu noi ăștia drept în fața satului, drept la întrare. Dar, totodată, mă gândesc că n-ar fi ca un proiect să-l avem, numai nu la locul ăsta. Astăzi, eu cred că noi trebuie să constituim o comisie care să o ducă și dacă comisia găsește teritoriul satului undeva un loc să fie așa ca să nu efecteze satul, fiindcă noi, eu, ochii mei, am văzut când am fost la ea, la proiectul ăsta. El tot e un proiect, tot e un localitate. Dar nu-i că cum șede la noi aici în față. Iată, dar noi și asta și până la turnul ăla, barul și restaurantul care și noi mâncăm și bem cădată pe obierii, îți vreau 800 de metri. Nu merge. La dâns acolo e localitatea și apoi e un deal mare și după după dealul și ala mare. Nici cum a trebuit, nu poate să fie asta. Dar să vă extremi. Eu și gândesc așa, noi astăzi trebuie să constituim comisia. Comisia s-o fie serios, diselectarea terenului, da? Dacă o să fie terenul satului Păstești, noi sunt inicient de aici. Vrem, nu vrem. E un agent economic care trebuie să contribuie în bugetul primăriei. Și chiar dacă o să fie
greu de găsit loc. Noi putem să mergem clasa, să găsim undeva un loc, teren greu, din cote, să le cumpere primăria, fiindcă e viitorul nostru. Să le dăm altceva. Dar, ca să găsim noi, că cop am pus aici, cred că nu-i cazul. Parfum, da. Eu nu cred.
care contravine cu unele opinii a dumneavoastră care nu vreți să o ascultați. S-au axat respectarea criteriilor, noi toți avem interesul ăsta, și condițiilor termice, economice, sociale și de protecție a mediului în relație cu prevenirea impactului asupra mediului. Deci, miros, gunoiște, vă rog să nu mai domine în comunicarea dumneavoastră, mai ales cu cetățenii. Pentru că sunt factori foarte importanți al Uniunii Europene, care dă bani și care vor fi respectați. Deci atunci când ducem plen cu cetățeanul nostru care este foarte complicat pentru noi să înțelegem. E complicat. Dar pentru cel care nici nu știe și dacă duci și îi spui că faci gunoi și aduci gunoi, dar mai dă nimeni de acord. Măi, vreau să aduc, trebuie să anunța lumea. Nu, nu, stați un pic, băi, noi ne credem, da, noi, ascultați, părerea mea, eu vreau să vă spun, în primul rând, eu tare vreau ca în sat să existe domn Beroane, ca să existe strângerea gunoiului sau selectare și așa mai departe. Deci eu sper un proiect, asta vreau să spun, asta e părerea mea personală, fără nicio discuție în plus. Da. Ați format o comisie și văd că este și domnul Vasile, în care eu am mare încredere, eu cred că o să alegeți locul respectiv, pentru că părerea mea, cum a fost și a domnului consilier, nu este normal chiar drept aici, în vârful dealului. Dar nu e un loc. Comisia pe care o încredințați acum, o să înțelegeți. Da, deci asta rugăm. Mergem la vot, suntem pentru, dar selectați un loc care să nu fie așa vizibil, direct, și cum am spus, că sunt zone de odihnă și nu e bun. Bun, mulțumim! Da. Deci, se propune, spre selectarea un teren. Da. Cine este pentru? Domnul Hectare. Cine este pentru? Dar scoate la comisie, dar mi-am zis domnul Luca Pietru. Asta e pentru selectarea terenului. Da, da. Dar selectează corect. Terenul nu se mai întâlnește cu dumneavoastră. Nu se mai întâlnește cu dumneavoastră.
Să fac o scrisoare, că n-am mai reușit la poliție să ne asigure ordinea publică. Și vă rog să
sunt alături de mai. Stimați consilieri, eu poate am așa o privire. Cum facem preamul în sat? Am uitat o biliche, sunt în faci. Așa s-au creșit exact la Sfântul Arhanghel de Ierarhie. Ministrul propune concret? Vă spunem mai mult. Tot așa facem în centru, în Prăbușev, am luat suma tot de
exact. Dar spuneți-mi cum fondurizăm, cum am făcut. Cine e clar? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 86, 87, 88
vorba despre suma de 1.200.000 Nu, dar 1.200.000 Nu, modificări 3, 12 și 2, e vorba despre modificări. Nu e clar în timpul licitației, Diana spunea că avem nevoie de această concretizare a Comisiei, a Consiliului, că la licitații, taxa de participare la licitații 1.500 pentru persoane fizice și 2.000 pentru persoane juridice, dar ei fiu dat particip pentru mai multe terenuri și nu e clar, o singură taxă sau la fiecare bun expus. De atâta vă rog să facem această modificare. Doamna Elena? Vreți să mai trați sau și eu? Această modificare pentru fiecare bun expus. Taxa de participare la licitație este pentru fiecare bun expus. Ați înțeles? Da. Vă rog să aprobați. Cine este pentru să votăm? 23. 23. Așa, mai departe pentru corelarea. Privire la corelarea bugetului pentru anul 2016. Deci, în sfârșit, în acest an, pentru prima dată, primim bani de la fondul rutier, conform hotărârii de guvern. Banii la drumul Unirii, 1.286.000 statului Costești, după numărul de populație. Și este necesar corelarea bugetului, pentru că suma asta s-o introducem în bugetul satului, iar ce înseamnă corelare. Deci se majorează bugetul satului nostru cu 1.285.4, care o să-i dăm la următoare. Privire la transferarea bunurilor materiale și încasarea mijloacelor fixe. Aveți ce privișerea? Așa este. Anexa. Anexa cu pe prea. Aici e pe plan. Da. Spune-mi vă, cine este pentru un proț votat? Actul este, da. Un anex. 3.500. Privire la acordarea concediului de îngrijire a copilului. Mare mare, nici consiliera ăsta, secretara noastră, am primit 3 ani copil și a făcut o cerere de majorarea la extinderea termenului de concediu. Dar Consiliul trebuie să... Cine este pentru? Vă rog să votăm. 22. 3.16. Privire la instituționalizarea copiilor în grădiniță. Autocomisia. Autocomisia aveți acolo listă. Asta numărul de copii. Dacă nu sunt întrebări, vreau să votăm. Cine este pentru? Da, vă rog. Doamna primar, dacă grădinițele o să lucrez toată vara, da? Avem multe. A fost ajunge. Următoarea decizie. Spune-mi vot lui. Cine este pentru? Da. 3.17. Privire la notificarea unei decizii. Asta cu biserica. Transferarea cu bunul și la biserică. Notificare. Ce? 3 calculatoare. Care astea au calculat. Dar la ce biserică dată? Dar la Costești? Nu trebuie. Nu avem drept. La noi sunt. Dar dacă știți, le-ai luat și mâna cu ei. Da. Iar dacă trebuie să-l puneți la autoritate. Cine este pentru? Vreau să votăm. E proiect de pregătire. 22? Da. Juristul mi-e revoluție. 3.18. Privire la... Doamna Sandra. Privire la evaluare și distribuirea bunurilor... Doamna Sandra. Distribuirea bunurilor materiale formate în urmă de modele în care există au levit. Aici avem anexă. Studiați, acolo sunt toate. Sunt generalitate. Bravo. Da. Cine este pentru? Comisia... Rog să votăm. 22. 3.19. Privire la suspendarea temporară a activității grădinților de copii. Că aici am vorba de grădință. Da, deci este podul educației. În acest an au apărut hotărâri de guvern, un regulament a emis Ministerul Educației, prin care toate grădinițele care sunt considerate instituții de învățământ, așa explică Ministerul, și nu instituții sociale, urmează să aibă întrerupere, așa ca și fiecare școală. De aceea, luna iulie și august, grădinițele noastre, vă rugăm să aprobăm suspendarea activității, pentru că doamnele directoare de grădinițe se reușească să anunță părinții pentru ca ei să-și ia concediu în perioadele este sau cumva să rezolvi problema plasării copiilor. Am trecut, noi am încercat prima dată un proiect pilot al nostru, pentru că am fi două grădinițe și să fie lucrez două grădinițe. Am cercetat migrația copiilor dintr-o grădiniță în altă și a fost foarte mică. Deci, prin urmare, necesitatea scade de grădiniță în perioada anului, în perioada respectivă iulie-august, pentru
că sunt o parte în concediu, parte pleacă în concediu copiii. Și de aceea, și o lună va fi făcută reparații, dar o lună lucrătorii au dreptul la concediu, conform legii, și nu putem să le dăm pe parcursul anului, pentru că dacă am instat, noi am scurtat foarte mari cheltuieli la locuiri, vreau să vă spun, pentru că dacă n-au fost vara trecut în concedii toți odată, o trebuie să iasă lucrătorii pe rând, ei n-au dreptul să se înlocuiască și am suportat cheltuieli foarte mari, și de aceea cred că o să facem ceaiul. Și de aceea, în acest an, iese toți o lună în concediu și o lună sunt în reparații. De aceea, vă rog să aprobați. Deci, spun votul lui Ivana. Deci, noi să privim la suspendarea activității temporare de grădiniță. Cine este pentru, rog să votăm. 22 mai. Stimați pe aici, vă mulțumesc. Am votat pe la ministrie. Da. Ce mai este? Este o chemere la... Care? De la Noblăs. Aici, unde? Care? Nu mai este nici. Unde? Nu mai este nici. S-au alocat bani pentru combustibil curățând râba, ieșire tot bani pentru răschit pământul și aici tot combustibil. Și gata. Să vă mulțumesc. Domnul Mă Lupteau. Ha? Mai sunt clare. Domnul Grigore.